Deci, salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de Block Party. N-am mai postat de foarte mult timp acest minigame și Mihai este dornic să joace. Doar asta așteptam. Între ghilimele, e dornic să joace, nu prea e dornic să joace, dar astăzi o să vedem care dintre noi câștigă. Deci, oameni buni, opriți, de acest moment opriți clipul și scrieți acolo în comentarii cine credeți că o să câștige și să vedem dacă ați avut dreptate. Eu nu văd bine culorile. Nici eu nu văd. Mihai, marș. Am probleme. Probleme? Power up. Mi-a dat lumină. Mersi, power up. Am night vision. Mersi, power up. Acum mai ai? Acum mai am. Ok. Cazi. Eu te urmăresc pe tine ca să câștig. Cazi. Măresc. Și dacă eu nu știu. Ups. Hop. Mamă, cât ți-au căzut. You touch my tra-la-la. Hai Mihai, că rămânem din ce în ce mai puțin. Și pentru că așa făceam înainte, Block Party, înainte nu știu dacă mai știți voi, dar eu mai știu că în Block Party vorbeam despre anumite subiecte. Astăzi despre ce vrei să vorbim, domnule Mihai? Aș vrea eu să zic ceva. Frate! Ups! Ai murit? Nu. Nu? Nu am murit. M-a luat Mihai! Vă dați seama, Mihai. Mihai o să câștige. Nu, e bine, oameni buni, nu e bine. Unde? E aici. Nu! Trebuia să sară, dar nu se poate sări la Ce bine îmi pare, ce bine îmi pare că ai murit. Vezi că am ajuns pe loc 5, deci să nu te iau. Asta e, mie îmi pare bine că ai murit, că n-ai mai trăit, pur și simplu îmi pare foarte, 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 foarte bine ce era sunt. Stai să încerc eu să fac chestia aici, Mihai. Măi, Mihai, ia spune tu. Pierzi timp din videoclip. Da, stai, nu iese, uite așa, gata, așa. Nu iese. A doua. Nu iese din ce? Din pantalon. Băi, Mihai, uitați-vă la ce se gândește băiatul ăsta, ia spuneți-vă, nu ne simțire așa. Hai. În clipuri. Băi, sunt gentleman eu, că nu spun chestiile cum sunt, da. Mihai, gentleman, ia auziți. Bă, ce glumă bună. Tu n-ai râs, deci nu e o glumă. Poate este. Nici tu nu știi. Nu, tu nu știi, că tu ai făcut. Păi nu e o glumă. Ei. Să dai o glumă. Vrei să spun eu cea mai mare glumă posibilă și imposibilă? A? Care? Am învățat la chimie. Dar mie îmi place chimia, să știi. Mie îmi place mai mult chimia decât fizica. Mie îmi place mai mult fizica decât chimia. For the win. Adică what the fuck? Chimie for the win. Sau nu? Oh, nu, am murit! Ce bine îmi pare. A scăpat de Mihai așa ușor, nici măcar n-a trebuit să treacă mult timp și a scăpat de Mihai. Nu eram atent de asta. Păi, asta era și ideea, te-am luat cu discuțiile mele mirobolante despre materii. Materii extrascolastice. Ca tu să nu mai, să pierzi odată, ca să eu anul ăsta particip la un concurs de engleză care îmi dă o diplomă că sunt capabil să vorbesc limba engleză. Se numește, stai că am uitat și eu cum se numește, bilingv, nu, sau așa. Nu, la mine se numește CAT, este un examen făcut de... Ce bine se vede, doamne! Vezi, este un examen făcut de Universitatea Cambridge. Ah, da, Cambridge, așa. Și se numește CAT. Știu. Nu numai la voi se numește așa. Da? Da. Ok. Vrei să duci la Cambridge tu? Nu, doar că examenul ăsta mă ajută ca să deau al zic subiectul în engleză și îmi dă o diplomă, care diploma aia mă ajută. Okay. Și că mi-a spus profesoara că dacă ai diploma asta, în ultimul an de universitate nu mai trebuie să dai examenul de engleză. Dar eu până ajung la universitate mai trebuie să dau o grămadă de examene.
La Mihai altfel cu școala, în caz că nu știți, sunteți nou veniți pe canal, Mihai este, bine, el s-a născut în România, a stat aici până pe clasa a doua, nu? A treia. A treia, ei, aproape, așa, și după s-a mutat în Italia. Da. Mihai, vezi că mă descurc? Mă descurc. Super. Dar nu o să câștig pentru... Sincer, am câștigat o singură dată în viață, cred. La block Dar de party. nu te mai apuci de vreun sport? Nu. De ce? Deocamdată nu. La vară. La, cum la vară? Da, la vară. Cum la Și ce vară? faci? Așa cum... Handball. Ce faci în not? Un handball. Handball. Așa, așa vreau părinții mei, dar acum nu știu. Vii cu Adică... mine la alergat pe faleză. Da! Eu vreau să planific într-un mod ca Tu vrei să vara asta. mergem să alergăm la Durbac? De ce? Deci noi vara spuneam că mergem la alergat, frate. Și știți ce făceam noi? Ia zi, zile Mihai adevărul la oameni. Mergeam și A vorbeam. câștigat ăla, super. Ai Așa. pierdut! Asta este. Locul 2! Cum se simte locul 2? Am locul 2? Da. Bravo mie! Ăsta italian. Party animal. Ok, haide. Intrăm pe lupta a patra. A patra for the win. Ok. Ia uite cât intră, bă! Vezi, am văzut că intrăm noi și noi suntem La populari. asta mă gândeam și eu, când am văzut că intră atât de multă lume. Vezi că ne gândim la fel. Cum era melodia? Știi că noi gândim la fel, simțim la fel. Gândim la fel. E, păi dacă eu mă gândesc așa cum zici tu rău, înseamnă că și tu gândești rău. Am uitat să le spunem la deci am continuat, am început să zicem ceva și am uitat să continuăm. Așa, deci noi mergeam în durbacă și noi ce alergam, dar de fapt noi mergeam, deci mergeam așa. Noi ne luam și mâncare, dar noi trebuia să slăbim, cică. Eu nu trebuia să slăbesc. Bine, Mihai, nu, eu cu mai mulți care eram, nu știu dacă îi cunoașteți, îl cunoașteți pe Cosmin, cred. Da, îl cunosc. Dar nu toți, ăștia noi nu o să-l cunoască. Da, nu știu. Cu o fată, Irina. Cu Răzvan. Pe Cu Răzvan nu-l Răzvan. cunoașteți. Coașii. Și nu-l cunoaște pe Răzvan. Cum își permită ea să nu-l cunoască pe Răzvan? Mihai, Este. deci m-am uitat la videoclipul ăla lui Răzvan și când am văzut numele, deja m-a atras numele. Care? Andreea, Mihai, m-ai bătut în videoclipul ăla, nu te-ai uitat? A, da, Nic Boom o bate pe Andreea for the win. Nu e asta, nu! De ce te-am urmărit? Deci, Mihai, e 1-1 scorul până acum, nu? Haide. Pe care intrăm? Țineți scorul, oameni buni, ultima. Pe a treia, sau nu, pe a cincea, pe a Tu cincea, cum se... ultima. Ai intrat, nu? Yes, mă duci pe acolo. Ok. Deci, oricum, cred că Mihai și-a bătaie. Avem așa, deci trebuie să facem 3 puncte. Unul dintre noi trebuie să facă 3 puncte, știi? Sigur. Până acum e... Nu e 1-1, e 2-2, știi de ce? E 1-1, nu-i 2-2. E 2-2 pentru că a murit în același timp și s-a pus un punct pentru fiecare, înțelegi? Sau nu s-a pus niciun punct. A ta s-a pus un punct. Iar chef. Pentru că nu știu dacă mai avem timp de o altă arenă. Eu vreau colind. De ce nu pun colind de la Vodstone? Colind. Da, există muzică. Da. Da, Eu de ce muzica nu acolo. aud atunci? Ce block party? E frumos, ce? Ah, hai că am dat muzică. Să văd dacă aud. Mamă, ce era să mă dau așa. Tot n-au nicio muzică. Ei bine, să n-auzi în viață. Te-ai salvat! Eu n-au nicio muzică, frate. Nu știu cum să faci ca să auzi, trebuie să-ți dai o chestie, nu E, știu. asta e, Nu! acum se aude. Ești urât. Cazi, cazi. Dar chiar să mai schimb și eu skin-ul ăsta. Da. Nu! Ah! Nu! Ai murit? Și Andreea Fortuin câștigă glorios. România.
Sau mai vrei să-ți mai dau o șansă? Lasă. Ofer șanse la săraci. Ce om sunt, nu? Sper să mori. Eu sper să nu mor. Eu da. Tu, dar eu Mare nu. frate. Nu o să mor. Ba Îmi da. Și mi s-a părut cum nu place, era asta Nicu, îți culoarea, frate. place. Mi s-a părut cum nu era aia culoarea. Culoarea. Le ce te gândești tu? Nu știu. Zic chestii la liberală. Asta cade. Gândul la fel, simt Sau inima la nu, fel. unde e? Că eu nu văd niciunul așa în arena asta. Ești moartă! Din cauza lui Mihai am pierdut. Dar nu e vai. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu am câștigat pentru că sunt toți șmecheră, iar Mihai a pierdut. Super, ești varză, te-am lăsat să câștigi pentru că ești o fată. Aha, sigur. Da. Și nu uita să apăsați butonul de like pentru că eu am câștigat. Acum vedem, o să mă uit acolo în comentarii să văd care a ghicit. Și ăla care a ghicit e șmecher. Bine, hai, ceau, bă, pa! Ei, aspa. Pa.